Hola, buenas noches, Parcel, hermanos y bună hermanas. seara, fraților, surorilor. Hace mucho calor, Este ¿no? foarte cald, așa e. Ya estamos en verano. Este Eso vara, es transpiră cierto. mult, Ya, dar y astăzi, vamos a aprender haideți să învățăm del libro Hechos. din Cartea El Faptele libro Apostolilor. Hechos, ¿no? Astăzi este marți cu Vamos a aprender Faptele un poco de Apostolilor. inglés del Vom libro învăța capitolul Hechos. 3. Vamos a orar. Haideți să ne rugăm. Padre nuestro que Tatăl nos nostru care amas, ne iubești, te damos gracias por îți mulțumim că salvarnos ne-ai salvat de del la infierno pierzarea de veșnică tinieblas și de la y del păcat. pecado. También gracias De por asemenea, îți mulțumim habernos pentru hecho că Tu ne-ai sus făcut hijos copii tăi santificados, sfințiți, por pentru că ne-ai darnos dat la vida viața eterna veșnică y și esperanza speranța de la adevărată vida de a merge în eterna. cer. Señor, Doamne, suntem somos copiii tus tăi hijos sfințiți, santificados porque pentru că Iisus Jesucristo, Hristos, nuestro Mântuitorul Salvador, Él nostru, limpió a todo curățit nuestro toate pecado păcatele noastre, derramando vărsându-și sangre en la sângele la cruz. cruce. Nosotros Noi comprendemos tu înțelegem gran amor, dragostea tu Ta cea mare, misericordia. mila Ta față de noi. Señor, Doamne, antes noi nosotros înainte que eram eras pecadores, păcătoși, vivíamos en trăiam nuestra după felul maldad, nostru solo greșit poniendo de esperanza viețuire, en la tierra. ne Pero puneam ahora nădejde doar pe tenemos pământ, esperanza de ir al dar cielo acum y toată nădejdea toda nuestra noastră esperanza este în está cer, în puesta en el locurile cielo. cerești. Señor, Doamne, danos dă-ne tu mai mult cuvântul palabra, Tău, tu puterea poder, Ta, tu amor dragostea para con Ta, pentru ca nosotros noi y să vivir putem să la trăim vida corect viața cristiana. creștină. Señor, hoy estamos Astăzi ante suntem înaintea ti Ta ca să para învățăm aprender tu cuvântul Tău, palabra con voia Ta. voluntad. Señor, Doamne, abrimos deschide ahora tu ochii noștri ca să entendimiento. înțelegem mai mult, Enséñanos tu învață-ne palabra, mai danos mult, cuerpo. călăuzește-ne mai mult. Danos más tu palabra Dă-ne mai y mult poder para cuvântul que Tău și nosotros puterea Ta podamos pentru ca vivir noi să la trăim vida cât mai corect cristiana. viața noastră Señor, creștină. Ajută-ne, te ayúdanos, rog frumos. Padre, dejamos todo Încredințăm esto toate en manos lucrurile în tuyas. mâna Ta cea puternică, în numele lui Amén. Isus. Amin. Vamos a ver el libro Haideți să Hechos, vedem capítulo Cartea 3. Faptele Apostolilor, capitolul 3. Hoy vamos a Astăzi ver vom todo el învăța libro 3 tot entero, ¿no? capitolul 3, Libro Faptele Hechos, Apostolor, capítulo 3. capitolul 3. Mai întâi Primero voy citi leo eu unos câteva versete, după versículos aceea para de la que cada versetul 11 la versetul versículo 26 nos haga vom la citi idea de alternativ, qué prima punto dată de eu un vista están verset, viendo după ustedes aceea el dumneavoastră texto. împreună celălalt verset, după cum urmează. Libro Hechos, Faptele capítulo Apostolilor, 3, capitolul 3, versículo 1 versetul y 1 2. și 2. Primero yo leo. Pedro y Juan Petru subían și juntos Ioan al templo se a la suiau hora împreună la novena, templu la hora de la ceasul oración, rugăciunii. y era Era traído un ceasul al hombre cojo nouălea. de Acolo era nacimiento, un om olog quien din venía naștere cada día care de la era puerta dus del și pus templo în toate zilele pidiendo la a poarta gritos templului numită para que Frumoasă, pidiese ca limosna să ceară de y milă pudiera de la cei pagar ce intrau el în templo. templu. Versículo 9. Y Și todo tot el norodul pueblo l-au văzut volvió a orar umblând și y lăudând pe alabar a Dumnezeu. Dios. De este versículo De la 11 versetul hasta el 11 la versetul 26 vamos a 26 leer vom citi alternativ alternativamente. Primero yo un un versículo, verset eu segundo ustedes și un otro verset dumneavoastră. versículo, otro versículo. Ya, primero yo, versículo 11, Versetul 11. y teniendo asidos Fiindcă a el Pedro se y a ținea de Juan, el Petru și de cojo que Ioan, había sido tot sanado, todo norodul, el pueblo mirat, a atónito alergat la ei acudió a în ellos al pridvorul zis pórtico que se al llama lui de Solomon. Viendo esto, Petru, când a văzut lucrul Pedro se inclinó acesta, al a luat suelo cuvântul para și a zis decirle: norodului: ¿Por qué os Bărbați miráis de israeliți, esto? ¿O por qué pentru ponéis ce vă los mirați ojos de en lucrul vosotros? acesta? Si De ce podéis vă con uitați mero cu ochii cuidado țintă la hubierais noi, hecho andar a ca ellos? și cum, prin El Dios puterea de Abraham, noastră sau de prin Isaac, de cucernicia Jacob, noastră, am el fi Dios de făcut pe omul nuestros acesta padres, să ha umble? glorificado al Dumnezeul lui Señor Avram, Jesús, Isaac a și quien Iacov, vosotros Dumnezeul părinților noștri, negasteis a ante proslăvit pe Pilato, robul său cuando Isus, este pe ha care voi quedado l-ați dat suelto în mâna lui libre en Pilat libertad. și Mas v-ați vosotros lepădat de el negasteis al înaintea lui, Santísimo, măcar că el y era de negasteis a părere Dios să-i Dios dea de drumul. vida. Voi v-ați Negasteis al lepădat de autor de cel la sfânt vida, și aquel neprihănit Dios și ha ați cerut să resucitado vi de se entre los dăruiască un muertos, del ucigaș. cual Ați nosotros omorât pe somos Domnul testigos. vieții, Y pe care quien ha Dumnezeu l-a resucitado înviat de din entre morți, este, noi suntem martori negasteis ai a lui. Dios. Prin Y habéis credința în negado numele su lui Hijo, Isus, y a la fe întărit que Dios numele lui ha pe dado a omul este esta acesta, completa sanidad pe care îl en vedeți și todos îl los suyos. cunoașteți. Credința Pasó în ahora, el a dat hermanos, omului acestuia seguir o por tămăduire de ignorancia, plină, lo cum habéis vedeți cu hecho, toții. como también Și acum, vuestros fraților, știu comandantes. că din Pero Dios neștiință ha ați făcut mantenido așa, fiel lo que ca și antes mai marii habíais voștri, anunciado por boca dar de vuestros Dumnezeu a profetas. făcut Esto astfel ce vestise hacía mai en Egipto. dinainte prin Así gura que tuturor prorocilor arrepentíos lui, y că convertíos adică para que Hristosul sean său va nuevos pătimi. vuestros pecados. Pocăiți-vă, Para que dar, și vengan, întoarceți-vă ¿verdad?, la el suflet Dumnezeu, del Señor pentru ca să vi y se șteargă vuestro păcatele, refrigerio. ca să Y vină él
de la Domnul premiile de înviorare și să trimită pe cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-l primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela, va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul rodului. De asemenea, toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au urmat după el și au vorbit, au vestit zilele acestea. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri, când a zis lui Avram, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Și versetul 26, îl citim împreună. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale. Înainte am învățat fiecare capitol de două ori, dar astăzi, capitolul 3, vreau să vă explic capitolul 3 într-o singură predică. Iisus, după ce a înviat, El a făgăduit Duhul Sfânt și așa după aceea s-a înălțat la cer, conform făgăduinței Lui, promisiunii Lui, în ziua cincizecimii, Duhul Sfânt s-a coborât din cer pe pământ, asupra celor 120 de frați, astfel a început istoria bisericii și a început să predice Evanghelia în orice loc, în primul rând în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Așa s-a predicat Evanghelia până în zilele noastre. În Faptele Apostolilor, capitolul 3, ne explică o minune prin Petru și Ioan, ce s-a întâmplat? Un omolog din naștere, un om șchiop, s-a întâlnit cu Petru și cu Ioan și această minune a lui Dumnezeu nu este prin puterea lui Petru și a lui Ioan, ci prin a lui Dumnezeu. De asemenea, Petru a predicat în pridvorul zis al lui Solomon, de ce s-a întâmplat această minune? Cine a vindecat acest om olog șchiop? De asemenea, mustrând păcatul lor, al iudeilor, ei s-au lepădat de Hristos și l-au omorât, mustrând păcatul lor, astfel Petru a predicat despre voia lui Dumnezeu. Și anume că Israel este sub blestemul lepădării de Hristos, dar ei, pocăindu-se, întorcându-se la Dumnezeu, vor fi binecuvântați, vor fi mântuiți. Și el, citând un verset din Geneza, capitolul 12, în primul rând, mântuirea este pentru Israel, după aceea, pentru toată lumea, venind Evanghelia prin Iisus Hristos, orice om care ascultă Evanghelia și acceptă Evanghelia va fi binecuvântat. Explicând lucrurile acestea, Petru astfel a predicat evreilor. Astăzi vom învăța despre Faptele Apostolilor, capitolul 3. Faptele Apostolilor, capitolul 3, se poate împărți în două părți. În primul rând, de la 1 la versetul 10, vedem ceea ce s-a întâmplat, minunea. După aceea, Apostolul Petru și Apostolul Ioan erau acolo, Petru a predicat în pridvorul zis al lui Solomon, de ce Dumnezeu a îngăduit această minune? De ce Dumnezeu, cunoscând toate lucrurile, a îngăduit ca iudeii să se lepede și să omoare pe Fiul Său? De asemenea, ce vrea Dumnezeu acum pentru evrei? Aceste lucruri Petru le-a explicat. Prima parte, de la versetul 1 la 10, este minunea,
cu vindecarea ologului și după aceea de la versetul 11 la 26 vedem predica lui Petru mărturisind despre Hristos. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 4, ne explică cum mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. Haideți să vedem Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 4. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 4. Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-au ridicat aproape la 5.000. Apostolul Petru a predicat odată și 5.000 de persoane au crezut în Domnul. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 2, în ziua cincizecimii a predicat Petru și 3.000 de persoane au ajuns să fie credincioase. De asemenea, în Faptele Apostolilor, capitolul 3 și 4, în pridvorul zis al lui Solomon, Petru a predicat după ce a făcut minunea cu ologul și 5.000 de persoane, 5.000 de iudei, ascultând cuvintele lui Petru, au acceptat lucrarea lui Isus. În acel moment, biserica din Ierusalim, membrii bisericii din Ierusalim a ajuns să fie de 8.000 de persoane. Aici, Biblia, în Faptele Apostolilor, capitolul 3, ne arată cum a lucrat prin Petru și Ioan. De asemenea, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, ne explică că în acel moment, prin apostoli, au avut loc multe minuni, și este un exemplu al minunilor în acel moment. De ce Dumnezeu a făcut acele minuni? Cu ce scop? Pentru să dea mărturie pentru predicarea Evangheliei. În primul rând se făcea minunea și toată lumea erau uimiți și vreau să știe din ce cauză se întâmplă așa. Ei aveau interes în minunile care se făceau de către Dumnezeu și după aceea Petru a avut ocazia să predice că Iisus este slujitorul lui Dumnezeu și ceea ce a făcut el și astfel a predicat Evanghelia și au ajuns să creadă în Iisus Hristos ca mântuitor al lor. Eu vreau să rezum cât mai mult, să fac un rezumat al Faptelor Apostolilor, capitolul 3. Aproximativ o oră vom studia acest capitol. Haideți să vedem Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 1 și 2. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea. Acolo era un om olog din naștere care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Aici, dintre cei 12 apostoli, doi apostoli, Petru și Ioan, se suiau împreună la templu la ceasul al nouălea, la ceasul rugăciunii. Și în acel moment, acolo era un om olog din naștere și Petru a vindecat acel olog din naștere. În Faptele Apostolilor apare de mai multe ori această expresie, Petru și Ioan împreună. Petru avea pe fratele lui pe nume Andrei. Ioan, de asemenea, avea fratele lui pe nume Iacov. Dar aici vedem doi frați mult mai intimi decât fratele de sânge, Petru și Ioan. Toți apostolii sunt importanți, dar dintre toți aceștia, Dumnezeu a ales pe Petru și pe Ioan ca să îi folosească pentru lucrarea lui Dumnezeu. Da, ei iubeau foarte mult pe Dumnezeu
toți apostolii iubeau pe Dumnezeu și lucrau pentru Dumnezeu, dar Dumnezeu a făcut să apară mai mult Petru și Ioan și Iacov, care sunt prezentați în Biblie ca stâlpi ai bisericii. Este o imagine foarte importantă pentru Evanghelie, pentru biserică. Ei au sacrificat viața lor și astfel au fost priviți ca stâlpi ai bisericii. Galateni, capitolul 2. Galatas, capitolul 2, versetul 9. Galateni, capitolul 2, versetul 9. Versetul 9. Versetul 9. Y le conociendo la și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Aici sunt menționate trei persoane: Iacov, fratele lui Iisus, Chifa, care este Petru, și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi. În acel moment, frații priveau, considerau pe Petru și pe Ioan ca stâlpi ai bisericii. Ei, pentru Evanghelie, au sacrificat foarte mult și au lucrat foarte mult. Ca într-o clădire un copac să fie stâlp, să devine stâlp, copacului trebuie să-i fie îndepărtate rădăcinile, trebuie să fie tăiat. Și dintre toți copacii, un stâlp trebuie să provină dintr-un copac sănătos, drept, de asemenea. De asemenea, trebuie să-i fie îndepărtate toate crengile acelui copac ca să fie stâlp. De asemenea, ca să fie stâlp, trebuie să poată să susțină multă greutate. Doar acest copac poate să fie ca un stâlp. Petru și Ioan au fost priviți ca stâlpi în zilele noastre, de asemenea, sunt stâlpi în biserică. Anumiți frați și surori nu mai trăiesc pentru pofta lor, pentru ei, au credință adevărată, viața lor este dreaptă, corectă, sunt sănătoși, sunt puternici în credință, întotdeauna vor să îndure, să suporte pentru Evanghelie, vor să ajute pe frați și pe surori. Ei, de asemenea, sunt stâlpi ai bisericii, la fel ca și Petru și Ioan. Petru și Ioan, ei întotdeauna ca să predice Evanghelia, ca să stabilească biserica, întotdeauna ei au colaborat împreună. În același fel, în biserică, biserica are nevoie de mulți colaboratori, de mulți stâlpi, de lucrători adevărați. Atunci când frații se adună împreună cu aceeași inimă, cu aceeași simțire, sacrifică și muncesc împreună, vor fi folosiți de către Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu. Filipeni, capitolul 1. Filipeni, capitolul 1. Versetul 27. Versetul 27. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Să rămâneți tari în același duh și să luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Așa umblau Petru și Ioan, așa trăiau. De aceea Domnul i-a folosit pentru Evanghelie în biserica lui.
Ei se suiau la templu când? În ceasul al nouălea, când era ceasul rugăciunii. Iudeii se rugau în fiecare zi de 3 ori. Ne întoarcem la textul nostru, Faptele Apostolilor, capitolul 3. Versetul 1. Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea. Era ceasul al nouălea, dimineața. De asemenea, ei se rugau la ora 12 și după aceea la ora 3, seara, 3 după masa. În felul acesta, iudeii se rugau de 3 ori pe zi, conform obiceiului lor de-a lungul istoriei. În Psalmul 55, psalmistul, haideți să vedem versetul, Psalmul 55, Psalmul 55, versetul 17. 17, citim împreună. Seara, dimineața și la amiază, oftez și gem și El, adică Dumnezeu, va auzi glasul meu. Seara, dimineața și la amiază, oftez și gem și Dumnezeu, El, va auzi glasul meu. La ceasul rugăciunii, Petru și cu Ioan s-au suit la templu, au urcat la templu împreună. Cred că ei, de asemenea, vreau să se roage acolo și, de asemenea, vreau să se întâlnească cu persoanele care se rugau. Rugăciunea aduce puterea lui Dumnezeu pe pământ. Dumnezeu întotdeauna lucrează prin rugăciunile noastre. De aceea, ceasul rugăciunii este foarte important. Ne întoarcem la textul nostru de astăzi, Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 2. Versetul 2. Acolo era un om olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Aici vedem un om, un bărbat, olog din naștere. Și el întotdeauna cerea de milă. El era nimănui, era un sărac, era un olog, un șchiop. Și Petru și cu Ioan au vindecat pe acest om olog, acest om sărac. De aceea, la urmă, acest olog și-a recăpătat libertatea. El a ieșit din această situație disperată. Ce înseamnă asta? Lucrul acesta este o salvare. Cine este imaginea acestui omolog, sărac, a nimănui? Păcătoșii, păcătoșii care sunt după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care au fost creați ca să laude pe Dumnezeu și să slujească lui Dumnezeu, au fost creați ca să umble cu Dumnezeu, dar oamenii, făcând păcat, nu pot să laude pe Dumnezeu, nu pot să slujească lui Dumnezeu, nu pot să umble cu Dumnezeu. Nu pot să-și folosească mâinile și picioarele și trupul lor pentru slava lui Dumnezeu. Acesta este imaginea ologului. De asemenea, pentru a moșteni toată binecuvântarea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, slava lui cea veșnică, noi de aceea am fost creați. Dar oamenii, din cauza păcatului lor, au pierdut toate aceste binecuvântări, de aceea oamenii sunt săraci, așa îi arată Biblia, sunt săraci. Dumnezeu vrea să dea oamenilor toată demnitatea, vrednicia, gloria, binecuvântarea, dar din cauza păcatului, oamenii au pierdut toate bogățiile lui Dumnezeu, de aceea sunt săraci. Oamenii sunt săraci și ca să satisfacă poftele lor trupești, ale firii lor pământești,
caută doar lucrurile deșarte și bogățiile din această lume și dacă are ceva bani crede că este bogat, dar Dumnezeu spune că este sărac. Păcătoșii oamenii sunt săraci spiritual înaintea lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 17. Versículo 17. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 17. Porque tú dices, yo soy pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit y de ninguna cosa tengo necesidad. Și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, desnudo, orb și gol. Aquí, iglesia, aici, biserica, din Laodicea, aquí dices, yo soy rico, ei spuneau așa, sunt bogat, m-am îmbogățit, dar Domnul, cum le-a zis lor? Le-a zis așa, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Oamenii sunt săraci înaintea lui Dumnezeu, nenorociți. Oamenii au fost creați ca să primească toate bogățiile de slavă veșnice ale lui Dumnezeu, dar oamenii au pierdut totul din cauza păcatului, sunt săraci. Noi știm că Domnul nostru Iisus, fiind bogat, s-a făcut sărac. Pentru cine? Pentru ca noi să fim îmbogățiți. 2 Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 8, 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9, versetul 9. Porque ya conoceis la gracia, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Hristos este Dumnezeu. El, lăsând slava lui, lăsând tronul lui din cer, a venit pe pământ, s-a făcut om, a avut trup ca și noi, el fiind bogat, s-a făcut sărac, pentru ca noi să fim îmbogățiți spiritual. De aceea noi acum avem viața veșnică, putem să intrăm în slava lui, putem să moștenim toate bogățiile slăvii, suntem în locurile cerești, în Iisus. Să nu uitați lucrul acesta. Nu suntem săraci. Cei din lume, chiar dacă au multe lucruri, dețin multe lucruri, sunt săraci. Sunt săraci veșnic, sunt a nimănui. Dar noi suntem bogați. Bogați spiritual. Pentru că Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile, toate binecuvântările Lui, toate bogățiile slăvii Lui. De aceea Biblia spune că un creștin cu adevărat este moștenitorul lui Dumnezeu. Entonces, și atunci, Pedro, Juan, Petru și cu Ioan a făcut această minune ca să vindece pe acest bărbat olog cu scopul de a-i vindeca doar trupul? Nu. Ci ca să explice prin Evanghelie ce fac ei de fapt, care este slujba lor. Epoca de Iglesia primitivă, în vremea bisericii primare, în vremea apostolilor, în biserică, au avut loc multe minuni. Dar după ce au murit apostolii, din biserică, încetul cu încetul, au dispărut și minunile. De ce? Trebuie să cunoaștem lucrul acesta. În acea vreme, fără minuni, fără să se vadă puterea lui Dumnezeu prin minuni și semne, nu se putea predica Evanghelia. Iudeii, poporul lui Dumnezeu,
Ei s-au lepădat și l-au omorât pe Iisus, spunând că este fals, că nu este Mesia. Poporul lui Dumnezeu nu a crezut în Iisus Hristos ca Hristos. Vechiul Testament, chiar dacă îl aveau, dar Noul Testament încă nu era scris. Evreii nu a crezut în Iisus ca Mesia, ca Hristos. Nu aveau încă Noul Testament. De aceea, cum puteau să predice Evanghelia Apostolului? Cum puteau să dea mărturie despre Iisus ca fiind Mesia? Fără minuni nu se putea. De aceea Dumnezeu a îngăduit minuni în acea vreme. Cu alte cuvinte, pentru a da mărturie despre Evanghelie. Apostolul Petru și Ioan și apostolii, ei erau lucrătorii adevărați ai lui Dumnezeu și ca să dea mărturie despre aceste lucruri, Dumnezeu a îngăduit minunile și semnele. Marcu, capitolul 16, versetul 17 și 18. Marcu, capitolul 16, versetele 17 și 18. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma, își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Iisus a îngăduit aceste minuni pentru credincioși, pentru ca ei să poată să creadă. În acea vreme, fără minuni, fără semne, prin care să se vadă puterea Dumnezeu, nu se putea predica. Dar o minune, chiar dacă poate să vindece trupul, dar nu putea să vindece sufletul, nu putea să rezolve situația sufletului păcătos. Pentru ca ei să fie mântuiți, trebuie să se pocăiască și să creadă în Evanghelia lui Iisus. Numai cuvântul poate să salveze sufletele pierdute. În Vechiul Testament, Jehova Dumnezeu, ca să-și arate că numai El este singurul Dumnezeu, că nu sunt alți Dumnezei în afară de El, pentru ca să explice lucrul acesta, Dumnezeu a făcut foarte multe minuni în istoria lui Israel. Și atunci izraeliții, întotdeauna văzând minunile lui Dumnezeu, ei au slujit bine lui Dumnezeu? Doar o clipă. Minunile nu pot să schimbe inima omului. Și atunci, iudeii, chiar dacă ei au văzut multe minuni ale lui Dumnezeu, nu au schimbat inima lor. Minunile pot să arate puterea lui Dumnezeu, dar ca să salveze sufletele noastre, ca să se schimbe inima noastră, noi avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, în vremea apostolilor, când apostolii au predicat Evanghelia, Dumnezeu era cu ei și adevărea cuvântul privitor la harul său. Faptele Apostolilor, capitolul 14. Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 3. Totuși, au rămas destul de multă vreme în Iconia și vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care adeverea cuvântul privitor la harul său și îngăduia să se facă semne și minuni prin mâinile lor. Semne sau minuni e același lucru. Care adeverea cuvântul privitor la harul său. Ce a făcut Dumnezeu ca să adeverească cuvântul privitor la harul său? Dumnezeu a îngăduit să se facă semne și minuni prin mâinile lor, cu scopul de a adeveri cuvântul lui privitor la harul său, ca să se predice Evanghelia. De aceea Dumnezeu, Domnul și Duhul Sfânt, treimea, erau cu apostolii. Cu ce scop? Atunci când apostolii predicau Evanghelia
ca să-i ajute, ca să adeverească cuvântul lor, îngăduia semne și minuni. Evrei, capitolul 2. Evreos, capitolul 2. Evrei, capitolul 2. Versículo 3 și 4. Versetele 3 și 4. Versículo 3 și 4. Evrei, capitolul 2, versetele 3 și 4. Vamos a leer juntos. Haideți să citim împreună. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Aici spune... Esa palabra, salvación, acest, grande, predicat, acest cuvânt, mântuire, por los apóstoles, care este atât de mare, predicat de către apostoli, los que oyeron primeramente, de cei care au auzit mai întâi, grande, prin ei s-a predicat también, Evanghelia, Señor, mântuirea aceasta atât de mare. Dios, expresando, după ce a fost vestită întâi de Domnul, Dumnezeu, Trinitatea, para confirmar, a predicat împreună cu ei, ca să adeverească, ca să confirme că cuvântul apostolilor este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeul, în treime, a lucrat împreună prin apostoli. Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne. Da, Dumnezeu este un Dumnezeu puternic, poate să facă minuni, dar minunile au fost făcute întotdeauna ca să întărească cuvântul predicat de ei. În zilele noastre avem Biblia, avem Biblia completă, perfectă, desăvârșită. Toată lucrarea lui Dumnezeu o vedem în Biblie, este scrisă în Biblie. Mai avem nevoie de minuni? Da, dacă noi am fi într-un loc special, îndepărtat, dacă fără minuni n-am putea să predicăm cuvântul lui Dumnezeu, dacă fără minuni n-am putea să explicăm Biblia, Dumnezeu ar putea să îngăduie minuni. Da, e posibil. Dar Hristos trebuie să fie predicat prin cuvântul lui Dumnezeu. Ca să se dea mărturie despre existența lui Dumnezeu, este nevoie de minune. Dar ca să predicăm pe Hristos, ceea ce este nevoie în zilele noastre, ca să primim pe Hristos în viața noastră și în inima noastră, lucrarea Lui, trebuie să ascultăm cuvântul despre Hristos. De aceea noi trebuie să predicăm Evanghelia. Când predicăm Evanghelia, Dumnezeu lucrează între cei care ascultă și Dumnezeu face să creadă Evanghelia și le salvează sufletele. Și atunci, Faptele Apostolilor, capitolul 3, vedem că, în primul rând, Petru și Ioan a făcut această minune, a vindecat un omolog, dar după aceea, mulți oameni s-au apropiat de Petru și de Ioan ca să asculte cuvintele lui Petru și Petru, acolo, în pridvorul zis al lui Solomon, a predicat și 5.000 de persoane au ascultat cuvintele lui Petru, cuvintele lui Petru despre Hristos, despre lucrarea lui Hristos, și 5.000 de persoane au primit mântuirea. Și atunci, această minune îi călăuzește pe oameni unde? Spre Evanghelie, la Evanghelie. Ne întoarcem la textul nostru de astăzi, Faptele Apostolilor, capitolul 3. Fapte, capitolul 3, de la versetul 1 la 10, vedem prima parte, că ne este explicat despre minunea făcută de Petru și de Ioan. Faptul că a vindecat pe un olog din naștere, un șchiop. Și atunci, vedem Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 11.
Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Mulți oameni au văzut această minune și s-au reunit acolo, s-au adunat. A alergat, tot norodul mirat a alergat, dar acești oameni erau confuși, crezând că Petru și cu Ioan aveau putere specială de a vindeca. Neuitându-se la Dumnezeu, care a lucrat prin Petru și Ioan. Aici nu este puterea lui Petru și a lui Ioan. Petru și cu Ioan sunt doar niște unelte, niște instrumente în mâna lui Dumnezeu. Nimic mai mult. Dar oamenii întotdeauna vor să se uite la oameni care au putere să facă minuni. Oamenii și-au pus privirile în Petru și în Ioan, vrând să asculte cuvântul lui Petru. Și în momentul acela, Petru a vorbit, a predicat. Le-a spus: bărbați izraeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii ținți la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Numai Dumnezeu care a înviat pe Iisus, El a făcut acest lucru. Este lucrarea lui Dumnezeu. Așa a explicat Petru. Haideți să vedem Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 12. Versetul 12. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului: bărbați izraeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Petru cunoștea slăbiciunea lui. El, înainte de a muri Domnul, el s-a lepădat de Domnul de 3 ori și l-a abandonat, a fugit. Petru știa un lucru foarte bine, că el nu are nicio putere. De asemenea, după ce Iisus a înviat, el mandou, capitolul 1, versetul 3-4, a poruncit apostolilor să aștepte promisiunea Tatălui și să nu plece din Ierusalim. De ce? Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Cu alte cuvinte, atunci când va veni peste voi Duhul Sfânt, de-abia atunci voi veți avea putere. Și atunci Petru și Ioan știau foarte bine că ei nu aveau nicio putere. Numai prin Duhul Sfânt ei puteau să facă ceva. Prin Duhul Sfânt puteau să facă. Samson, cu o falcă de măgar neuscată, a omorât 1000 de filisteni. O falcă de măgar este puternică? Este o armă puternică? Nu. Puterea era în faptul că era în mâna lui Samson, care a fost folosit de Dumnezeu. De aceea, instrumentul, unealta, este mică, neînsemnată. Și cu această unealtă, falca de măgar, Samson a omorât 1000 de filisteni. Noi trebuie să știm lucrul acesta. Noi suntem slabi. Prin harul Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, prin dragostea lui Dumnezeu, suntem mântuiți. De asemenea, prin harul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, putem să trăim viața creștină. Putem să vestim Evanghelia. Unii în biserici, de exemplu, dacă slujesc mult,
Pentru că Dumnezeu l-a folosit și poate predica Evanghelia și atunci unii sunt orgolioși, se mândresc, ca și cum prin ei s-a făcut ceva. Nu. Noi, fiecare dintre noi, nu avem puteri speciale. Numai Domnul are puterea. Numai El are puterea. De aceea creștinii, lucrătorii, ce trebuie să facă? Chiar dacă noi muncim mult pentru Domnul, ce trebuie să facem? Trebuie să facem ca oamenii să se uite la noi? Nu, să se uite la Dumnezeu. Trebuie să facem pe oameni să se uite nu la noi, trebuie să facem pe oameni să se uite la Dumnezeu. Suntem mântuiți prin har, de asemenea putem să muncim pentru Domnul, să slujim Domnului tot prin har. El ne-a dat darurile Lui, puterea Lui, dragostea Lui. 2 Timotei. 2 Timotei. Capitolul 1. Capitolul 1. 2 Timoteo. 2 Timotei. Capitolul 1. Capitolul 1. Versetul 7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Dumnezeu ne-a dat celor mântuiți duh de putere, de dragoste și de chibzuință. Ne-a dat duh de putere, de aceea putem să predicăm Evanghelia. Ne-a dat duh de dragoste, de aceea putem să iubim pe frați, putem să iertăm, putem să le slujim fraților. De asemenea ne-a dat duh de chibzuință. De aceea putem să biruim păcatul nostru prin chibzuință. Biserica din Corint, corintenii, nu aveau cunoștința biblică, erau confundați. De aceea când veneau lucrătorii lui Dumnezeu, corintenii vreau să își pună privirea în lucrători, ca și cum ei ar fi ceva, nu în Dumnezeu. În Petru, în Pavel, în Apollo, este corect? Nu. Toți sunt doar niște instrumente, niște unelte în mâna lui Dumnezeu, nimic mai mult. Dumnezeu lucrează prin aceste instrumente. El le folosește. 1 Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 3, 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 6 și 7. 1 Corinteni capitolul 3, versetul 6 și 7. Haideți să citim împreună. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Eu am sădit, așa a spus Apostolul Pavel. Eu am predicat Evanghelia. Asta înseamnă a sădi. Apollo a udat. El, prin cuvânt, a ajutat pe frați, i-a învățat din cuvânt, dar Dumnezeu a făcut să crească. Numai Dumnezeu poate să facă să crească, pentru că Dumnezeu trebuie să primească toată gloria și cinstea. Și atunci, în acel moment, iudeii, poporul Israel, a pus ochii pe apostol, pe Petru și pe Ioan, ca și cum ei ar fi făcut ceva, dar nu. Iisus a făcut lucrul acesta. Pentru că Petru și cu Ioan a făcut această minune în numele lui Iisus. De asemenea, acest olog a avut credința adevărată. Por su fe, él fue sanado.
Petru și cu Ioan i-a predicat și prin credința lui a fost vindecat. Vedem că acest olog a avut credință, de aceea s-a vindecat. Numai apostolii erau martori, de aceea a spus, suntem martori ai lui. Martori ai lui Hristos. Faptele Apostolilor, capitolul 3, de la versetul 13 la 16. Faptele Apostolilor, capitolul 3, de la versetul 13 la 16. Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său, Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și neprihănit și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ați omorât pe Domnul vieții pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Noi suntem martori ai lui. Prin credința în numele lui Iisus, a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și îl cunoașteți. Credința în el a dat omului acestuia o tămăduire de plină, cum vedeți cu toții. Aici Petru a dat mărturie despre Hristos. El este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a înviat din morți. De asemenea, voi l-ați dat în mâna lui Pilat. Măcar că el era de părere să-i dea drumul. El este sfânt, el este drept. De asemenea, este Domnul vieții. Dar voi, voi v-ați lepădat de el și l-ați omorât. Ați omorât pe Domnul vieții, pe acest Iisus. Cine a înviat pe Iisus? Dumnezeul părinților noștri. Dumnezeul din Vechiul Testament. Dumnezeul poporului lui Israel. Dumnezeu a ridicat pe Iisus. A proslăvit pe robul său Iisus. De ce? Pentru că Iisus este neprihănit. Iisus este sfânt. Iisus este Mesia, este robul lui Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu. De asemenea, aici este numit în versetul 15, Domnul vieții a fost trimis la voi, dar voi v-ați lepădat de el și l-ați omorât. Până în versetul 16, Petru, ce a predicat? Iisus este Hristosul, care a fost trimis de către Dumnezeu, conform cuvântului lui Dumnezeu, dar voi v-ați lepădat de el și ați omorât pe Domnul vieții. Petru a mustrat păcatul lor. De ce? Oamenii, ca să primească mântuirea, în primul rând trebuie să-și cunoască păcatul lor. Necunoscându-și păcatul lor, oamenii cum ar putea să se pocăiască? Cum ar putea să creadă în Iisus? De aceea, în primul rând, Petru a explicat despre păcatul lor. De asemenea, a vorbit despre Hristos, pentru că fiecare trebuie să creadă în Hristos după ce se pocăiește. Hristos nu era fals. El era Mesia, cel trimis. El era Iisus. Versetul 17 și 18 din Fapte 3, versetele 17 și 18, și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și mai marii voștri, dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai dinainte prin gura tuturor prorocilor lui, că adică Hristosul său va pătimi. Aici Petru a spus, eu știu, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa. Din neștiință. El a explicat cauza păcatului lor. Neștiința. Multe păcate sunt făcute din lipsă de cunoștință, din neștiință. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Osea, capitolul 4, versetul 6. De ce? Pentru că lui Israel
i-a lipsit cunoștința de Dumnezeu. De asemenea, în Fapte, capitolul 13, explică de ce Israel a respins. Fapte 3. Chiar dacă ei au învățat în fiecare sâmbătă cuvântul lui Dumnezeu, necunoscând pe Hristos, nu au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. De aceea s-au lepădat de Hristos. Multe păcate sunt din neștiință, din ignoranță. Atunci cineva poate va spune, păi eu am păcătuit din neștiință, de aceea eu nu am nicio vină. Poți să spui așa? Nu. Biblia ne învață, ascultați cuvântul meu, nu fiți ignoranți. În zilele noastre, Biblia este tradusă în peste 2500 de limbi. Oricine din toată lumea aceasta poate să asculte cuvântul lui Dumnezeu, poate să citească Biblia. De ce atunci oamenii ignoră, nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu? Sunt în neștiință, pentru că nu citesc Biblia. Pentru că au o inimă împietrită. Dacă cineva are o inimă umilă, o inimă simplă, smerită, Dumnezeu îi arată pe Hristos, îl descoperă. Neștiința, ignoranța, nu este o scuză, nu ne putem dezvinovăți. Dacă cineva vrea să cunoască pe Dumnezeu cu adevărat, Dumnezeu îi descoperă voia Lui, îl descoperă pe Hristos, îl face cunoscut. Matei capitolul 11. Matei capitolul 11. Versetul 25 și 26. 25 și 26. Haideți să citim împreună. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Tată, tu ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți de lume. Unii cred, da, eu știu, eu cunosc. Nu am nevoie de descoperirea lui Dumnezeu. Eu mă cred în știință, mă cred în logică, am multă știință, cunosc. Mulți oameni cred că cunosc multe lucruri, mai mult decât Dumnezeu, dar nu este așa. Dumnezeu a descoperit pruncilor Evanghelia, taina Lui, dragostea Lui. Asta este voia lui Dumnezeu. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Și atunci oamenii, ca să primească mântuirea, ce trebuie să facă? Să se pocăiască de păcatul lor, cunoscându-și păcatul lor, se pocăiește să cunoască pe Dumnezeu, să cunoască cuvântul Lui. Osea, capitolul 6. Osea, capitolul 6, versetul 3. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca o ploaie de primăvară care udă pământul. Aici spune să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul. Trebuie să încercăm, trebuie să insistăm, trebuie să vrem să cunoaștem voia lui Dumnezeu prin Biblie. Și Dumnezeu își va arăta voia Lui. Dumnezeu se va face cunoscut. Dumnezeu va descoperi Evanghelia și taina Lui și astfel putem să evităm greșeala. Prin ignoranță, prin neștiință, așa a spus Petru, știu că din neștiință ați făcut așa. Și neștiința, ignoranța, este păcat. Lipsa de cunoștință este păcat. De aceea noi trebuie să cunoaștem. Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 18.
Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui, că adică Hristosul său va pătimi. Dumnezeu știa totul. Hristosul său va pătimi. Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor prorocilor lui. De multe ori, cei răi dintre oameni, Dumnezeu a făcut ca lucrarea lui să se transforme în ceva bun. Diavolul este răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, dar Dumnezeu face ca această răzvrătire, această lucrare a diavolului să se transforme spre bine. Așa este Dumnezeu. Oamenii nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii se răzvrătesc. Oamenii se întărâtă împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Hristos. Dar Dumnezeu, la urmă, face ca toate aceste lucruri să se transforme în bine și să își împlinească voia Lui. Proverbe, capitolul 16, de aceea, fraților, noi trebuie să ne încredem în Dumnezeu. De multe ori suntem într-o situație foarte dificilă, dar noi suportăm, rezistăm, răbdăm și la urmă Dumnezeu va schimba în bine. Proverbe, capitolul 16, versetul 9. Sunteți obosiți, fraților? Nu? Bine, continuăm. Proverbe 16 cu 9. Versetul 9. Haideți să citim împreună. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Inima omului se gândește, plănuiește calea lui, viața lui. Dar noi trebuie să știm că Dumnezeu, Domnul, îndreaptă pașii. Toată viața noastră este în mâna Domnului. Trebuie să ne încredem în Domnul. Trebuie să ne încredințăm viața în mâna Domnului. Ne întoarcem, Faptele Apostolilor, capitolul 3, de la versetul 19 la versetul 21. Faptele Apostolilor, capitolul 3, de la versetul 19 la versetul 21. Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai înainte pentru voi pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuia să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Aici apar două lucruri. În primul rând, ca să se restabilească situația lor, ca să primească binecuvântarea, ce trebuie să facă oamenii? Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Nu există altă posibilitate de a primi binecuvântarea. Trebuie să se pocăiască oamenii. Cu alte cuvinte, să se întoarcă la Dumnezeu, pocăindu-se de păcatul lor. Dumnezeu știe că noi suntem slabi. Știe că noi ne naștem cu păcat. Știe că încă de la naștere suntem păcătoși. Știe cum este inima noastră. Nu putem să evităm să păcătuim. El știe lucrul acesta. Așa suntem noi. Dar, încredințându-ne în mâna Lui, mărturisind păcatul nostru, neputința noastră și cu toată inima întorcându-ne la Dumnezeu, El ne primește. Aici vedem patru lucruri. În primul rând, pentru ca să vi se șteargă păcatele. Chiar dacă oamenii au multe păcate,
pocăindu-se, întorcându-se la Dumnezeu, li se vor șterge păcatele. Da, Domnul, prin sângele Lui, El a șters, a luat toate păcatele noastre. Dar dacă nu te pocăiești, nu poți să înțelegi această iertare de păcate. Când te-ai pocăit, te-ai întors la Dumnezeu, poți să înțelegi iertarea de păcate. De aceea spune aici, pentru ca să vii să șteargă păcatele. În al doilea rând, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Înainte, din cauza păcatului, oamenii sunt în chin, sunt robi ai păcatului. Sunt în durere, în suferință, nu au pace oamenii, sunt sub mânia lui Dumnezeu, sub judecata lui Dumnezeu. Atunci când noi ne dăm seama despre mesajul Evangheliei, despre dragostea lui Dumnezeu, în inima noastră vin vremurile de înviorare, avem pace. Ziua de odihnă s-a împlinit în inima noastră, chiar dacă sunt un păcătos nenorocit și merit să merg în iad, dar acum am speranță că merg în cer. În inima mea, prin dragostea lui Dumnezeu, s-a împlinit bucuria, pacea și neprihănirea. Vremurile de înviorare. Oamenii mântuiți au în inima lor înviorare. În al treilea rând, versetul 20 spune să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Hristos va veni pentru cine? Ca să primească pe cei mântuiți. Ca să îi ducă în gloria Lui, ca să participe la slava Lui, ca să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ca să învie pe cei mântuiți și să, pe unii să-i transforme. Așa spune, să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos. Și în al patrulea rând, versetul 21, pe care cerul trebuie să primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Și atunci, când va veni Domnul, El va restabili tot pământul, toată creația, la fel cum era înainte. Și noi, cu un trup înviat, perfect, glorios, vom intra cu Hristos în împărăția lui Dumnezeu. Acolo, în împărăția lui Dumnezeu de 1000 de ani, unde creația va fi deja reînnoită ca înainte de căderea în păcat. Și împreună cu Hristos ne vom bucura de împărăția lui Dumnezeu. Și atunci, chiar dacă iudeii au păcătuit, chiar dacă aveau păcat foarte mare, pentru că s-au lepădat de Hristos, dacă ei se pocăiau și credeau în Domnul, erau restabiliți, erau iertați. Versetul 22, la 24. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați și tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta pe prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. De asemenea, toți prorocii de la Samuel și ceilalți care au urmat după el au vorbit și au vestit zilele acestea. Hristos a fost profețit încă de pe vremea lui Moise. Moise a profețit despre Hristos. De asemenea, de la Samuel și ceilalți proroci, toți au predicat despre Hristos. Au profețit. De aceea trebuie să ascultăm cuvântul lui și să îl luăm în seamă. De aceea, în versetul 23 spune că dacă nu, oricine nu va asculta de prorocul acela, va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. Petru a cerut pocăință, dar aceia care nu vor să se pocăiască, care resping cuvântul Domnului, Evanghelia, vor fi nimiciți cu desăvârșire din mijlocul norodului. Petru a avertizat pe aceia care l-ascultau, pe evrei. Cine va merge în iad? Cei care au multe păcate, de aceea merg anumiți oameni în iad pentru că au păcate? Nu, toate păcatele
au fost iertate la cruce. La cruce au fost toate păcatele iertate și șterse. De asemenea, Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Și atunci, de ce mulți oameni vor merge în iad? Pentru că oamenii nu vor să cunoască voia lui Dumnezeu, nu vor să asculte Evanghelia, nu vor să se pocăiască. De aceea, la urmă, vor fi nimiciți dinaintea lui Dumnezeu. Vor fi nimiciți din împărăția lui Dumnezeu. Vor fi îndepărtați de la orice binecuvântare a lui Dumnezeu. De aceea oamenii păcătoși trebuie să se pocăiască. Dumnezeu asta ne cere. Să ne pocăim și să ne întoarcem la Dumnezeu. Ultimele versete, versetul 25-26, Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 25-26, vedem care sunt privilegiile poporului Israel prezentate de către Petru. Voi sunteți fiii prorocilor și ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinții noștri, când a zis lui Avram, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Dumnezeu, după ce a ridicat pe robul său Iisus, l-a trimis mai întâi vouă, ca să vă binecuvinteze, întorcând pe fiecare din voi de la fără de legile sale. Dumnezeu vrea să binecuvinteze toate familiile pământului, dar mai întâi pe Israel. Este adevărat. Mai întâi vouă, mai întâi Israel, după aceea neamurile. Asta este ordinea. Este ordinea, este rânduiala. Întâi iudeul și apoi grecul. Întâi iudeul și apoi neamurile. De aceea Apostolul Pavel, întotdeauna când a predicat, el a căutat mai întâi pe iudei. Dacă iudeii nu acceptau, Apostolul Pavel lăsa pe iudei și predica neamurilor. Da, Israel are niște privilegii. Vedem încă două versete. Romani capitolul 1, versetele 16 și 17, să citim împreună, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Apostolul Pavel explică aici, căci nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. De ce? Pentru că este puterea lui Dumnezeu. Pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, după aceea a grecului. Dar în primul rând, a iudeului. Aceasta este privilegiul poporului Israel. Fraților, astăzi am explicat capitolul 3 din Faptele Apostolilor. Petru și Ioan au vindecat un om olog din naștere. El era sărac, era nimănui. Și prin această minune, Dumnezeu și-a arătat ce anume. Dumnezeu folosește pe apostoli și de asemenea apostolii prin minuni dădeau mărturie despre Iisus Hristos. Chiar dacă iudeii aveau foarte mare păcat, foarte multe păcate, dar dacă se pocăiau și se întorceau la Dumnezeu, păcatele le erau șterse. Își dădeau seama de lucrarea lui Iisus Hristos și puteau să primească mântuirea. Și atunci, chiar dacă cineva are mari păcate, doar pocăindu-se și întorcându-se la Dumnezeu, Dumnezeu va primi pe acea persoană, o va mântui. Data următoare voi explica Faptele Apostolilor, capitolul 4. În felul acesta, uneori explic de două ori dintr-un capitol sau un capitol întreg, dar dumneavoastră trebuie să citiți. Astăzi până aici și încheiem. Sfinte Dumnezeule milostiv,
Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ne-ai dat această ocazie de a învăța din cuvântul Tău, de asemenea să medităm la cuvântul Tău. Astăzi am învățat Faptele Apostolilor, capitolul 3. Tu, Doamne, ca să ne salvezi, să ne mântuiești, noi știm ce ai făcut pentru noi, ai murit în locul nostru. Doamne, vrem ca să ne încredem numai în Tine, vrem să umblăm în această lume încrezându-ne în Tine. Dă-ne mai multă putere, mai mult cuvânt, mai multă dragoste, pentru ca noi să vestim Evanghelia în orice loc, mai cu seamă sufletelor pierdute, Doamne. Folosește-te de noi pentru Evanghelia Ta, pentru gloria Ta. Acum Spania, de asemenea în Latino America, în multe țări, situația este foarte dificilă din cauza pandemiei. Doamne, ai grijă de frați. Te rog, Doamne, călăuzește-i. Călăuzește-i pe frați, te rog. De asemenea, te rog, ai grijă de biserica Ta. Fă, Doamne, ca să fie tare în cuvântul Tău și în puterea Ta, ca să predice cuvântul Tău în orice loc. Te rog, Doamne. Noi întotdeauna vrem să cunoaștem cuvântul Tău, puterea Ta și vrem să umblăm în cuvântul Tău și în puterea Ta. Folosește-te de noi într-un mod prețios, încredințăm toate lucrurile în mâna Ta cea atotputernică, în numele Lui Iisus. Amin. Mulțumesc.